Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție podcast Evenimentul Zilei. Alături de mine astăzi fostul șef SRI, primul șef, de fapt, de serviciu secret democratic al României, domnul Virgil Măgureanu. Bună ziua, domnule Măgureanu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Întâlnirea noastră este prilejuită de această carte, pe care ați văzut că am discutat-o și disecat-o împreună cu autorul ei, doamna Lavinia Beta, o prietenă a acestei emisiuni. Și evident că, parcurgând textul și discuția cu doamna Beta, am considerat de cuvință să-l chem și pe interlocutorul doamnei Beta din această carte, pe domnul Virgil Măgureanu. O carte cu puternică amprentă biografică, așa cum am simțit-o eu, domnule Măgureanu, și cu un efort de-al dumneavoastră de a pune în ordine o viață personală intersectată cu un destin național. Cred că am zis destul de frumos și cuprinzător. Dacă n-am zis, să mă contraziceți dumneavoastră. Pe mine, din această carte, domnule Măgureanu, și vreau să spun asta din capul locului, mă interesează cu precădere două povești care mi se par esențiale, pentru că n-au mai fost povestite public. Pe de-o parte, povestea unui complot, să-i zicem, poate că nu e termenul potrivit, dar o să mă corectați dumneavoastră, sunt convins, între dumneavoastră, Ion Iliescu, și o parte a unei intelectualități române care s-ar fi desfășurat împotriva cuplului Ceaușescu pe o perioadă de, să zicem, 10 ani, grosomodo, anii 80, momentul 89. Și a doua parte, a doua filă de poveste care mă interesează este înființarea Serviciului Român de Informații, pe care l-ați condus până în 1997, ajutorul extern pe care l-ați folosit pentru această structură, toată povestea din spatele acestei structuri. Dar pentru a ne fi mai ușor, o să începem în ordine cronologică cu povestea complotului, domnule Măgureanu. A fost sau n-a fost complot? Asta se întreabă și doamna Beta în această carte, asta am întrebat-o și eu pe doamna Beta și, în termeni foarte concreți, n-a știut să-mi răspundă la această întrebare, așa că vă adresez și dumneavoastră, implicat direct în această teză. Aș vrea să fac precizarea necesară în cazul de față că doamna Lavinia Betea, altfel o autoare deja arhicunoscută de cărți, de cărți bune, nu este autoarea acestei cărți, este împreună cu mine, da, într-un dialog din care a rezultat cartea. Și am ales-o pe doamna Betea, profit de ocazie să spun, să o rog să facă cu mine acest dialog, pentru faptul că este una dintre cele mai bune cunoscătoare a perioadei comuniste și a evenimentelor care au debutat cu decembrie 89 în România, când în cele din urmă s-a putut înlătura și în această țară comunismul, ultima. Și de o formă brutală, cu vărsare de sânge. Și într-o formă în legătură cu care eram tot timpul îngrijorat, apropo de complotul de care vorbeați mai devreme, cuvântul nu-mi place din mai multe motive. Unul dintre ele, complotul, era al clanului Ceaușescu împotriva poporului român. Să-i numești complotiști pe cei care aspirau la o normalitate, mi se pare puțin. Nu e... Bun, era complot împotriva unui firesc al lucrurilor atunci. Vedeți, dumneavoastră, poftiți? Era un complot atunci îndreptat împotriva unui firesc al lucrurilor, așa cum exista el într-o formă organizată. Unui firesc al lucrurilor. Tocmai că România era într-una dintre situațiile cele mai nefirești din toată Europa de Est, care era ajunsă sub cizma sovieticilor inițial.
Atunci când toate țările deja începuseră să se emancipeze, începuseră să aspire către o normalitate, singură România a avut neșansa să vină la putere o persoană care a reușit să împingă, am folosit de mai multe ori și am fost întrebat în legătură cu asta, să împingă România înapoi în loc să o ducă înainte, așa cum și pretindea. Ori să numești complot o reacție firească, după părerea mea, și care ar fi trebuit să aibă anvergură națională această opoziție, această reacție împotriva clanului Ceaușescu, și mare păcat că nu s-a întâmplat, risc chiar să spun că era chiar și în interesul lui Ceaușescu, deși mult... Să aibă puțină opoziție, vă rog. Să aibă puțină opoziție. Nu. Ar fi putut fi în felul acesta judecat, mai altfel decât în cele din urmă a fost judecat și a murit. Într-un mod pe cât de nefiresc, groaznic. Eu sunt unul dintre martori. Și da, trebuie spus pentru cei care ne urmăresc, mai ales pentru cei din generația mea care poate nu știu, dumneavoastră ați fost mandatat de Iliescu să participați la procesul soților L-am Ceaușescu și mai apoi la execuție. După moartea acestora, ce am căutat eu acolo, și mi-a răspuns, ei, te-am trimis ca martor, ceea ce mi s-a spus și la plecare, să mă duc ca martor. Nici astăzi nu știu al cui martor am fost, pentru că oricum Iliescu, atunci când m-a trimis, și nu numai dânsul, știa mai multe despre ce se va întâmpla acolo decât știam eu când am plecat. Dumneavoastră, când ați plecat, știați exact ce avea să se întâmple? Știați care e desfășurătorul? Nu. Nu știam în niciun fel desfășurătorul. Dar nu asta e problema. Pentru că am avut grijă să spun, indiferent dacă știam sau nu, nu mă desolidarizez de cele ce s-au... Nu asta era nuanța. Eram curios dacă știați sau nu, pentru că dacă ați fi știut, poate că n-ați fi girat momentul, mă gândesc. Poate că n-ați fi fost de acord cu soluția finală, aleasă de echipa câștigătoare. Soluția finală n-a fost doar, să-i zicem, reacția unui grup care a hotărât într-un anumit fel. Cred că atunci, că ne place sau nu, toată lumea aștepta moartea lor și am simțit asta prin toți porii, dacă am îngăduit să folosesc. Toată lumea? Tot poporul? Aș putea zice că toți cei care s-au uitat atunci, acest moment îl așteptau, și nefiresc sau nu. Mie îmi pare tulburătoare afirmația dumneavoastră. Aveam cu toții instincte criminale în ceea ce privește, până la urmă, doi... Vă rog mult să mă iertați, v-ați îndepărtat de subiect. Cum adică instincte criminale? Când aceștia care au fost atunci judecați și, după părerea mea, într-un mod nefiresc și într-un context care mi s-a părut halucinant, au pus capăt unei perioade care a fost marcată de multe lucruri negative asupra celora pe care acum văd că instincte criminale. Eu n-aș face genul ăsta de generalizări raportat la popor. Lor. Nu, domnul Măgurean, ați înțeles greșit. Eu n-aș face genul ăsta de aprecieri la nivelul întregii românii. La momentul respectiv, toată lumea voia să-i vadă cu gloanțe și cu sângele șiroind pe cei toată doi. Toată lumea dorea să-i vadă morți. Să se sfârșească cumva cu să moartea lor. Să se sfârșească, lor. Da. Și da, adică ceea ce... capătul acestei tragedii. Așa, dar știți de ce v-am întrerupt? Eu n-aș pune neapărat în cârca unui popor decizia unui grup de oameni. Eu cred în latura creștină a poporului român. Nu vorbim despre același lucru și am impresia că dialogul nostru
Vă rog, nu vă mai întrerup. Ar trebui să fie un pic mai asortat la nuanțe. Eu nu am spus că cei care le așteptau moartea sau care le doreau moartea, da, erau, vezi, Doamne, setoși de răzbunare, ci pur și simplu acolo s-au întâmplat mai multe lucruri. Vă rog. În primul rând că era halucinant ceea ce se punea pe seama lui Ceaușescu cu zecile de mii de morți, pare mi se vreo 60 de mii, cu alte lucruri care se întâmplaseră și care i s-au pus în cârcă și pe care el, după cum știți prea bine că astea le cunoașteți în amănunt dumneavoastră când vorbim acum, că el era acuzat de lucruri care de care mai grave. Nu vorbim despre asta, ci de șirul de tragedii parcurse de români, de mulți dintre români. Bun, sigur. Într-un mod în care în alte țări socoteala sau, ca să zicem, împotrivirea față de regimul comunist se produsese de mult. Da, mi-aduc aminte că eram copil la Timișoara când am văzut și studenți de acolo manifestând în favoarea Revoluției Ungare de la Budapesta împotriva comuniștilor. Și toate astea s-au întâmplat cu mulți ani înainte ca Ceaușescu să vină. Uh-huh. Și am considerat, am și scris despre asta și așteptam reacții din partea oficialilor, reacție care n-a venit, cu toate că eram sigur, mi-a parvenit după aceea în calitatea în care am fost, având acces și la acte pe care alții nu le-au putut vedea, că eram considerat categoric unul dintre, să zicem, dușmanii... Vă referiți la faptul că ați semnat în 83 acel text manifest literatură și politică pe care îl ați înmânat lui Ion Iliescu și sperați ca ăla să fie într-un momentul, să fitilul mâna, care să aprindă... Mâna, da, uh-huh. Nu. Să fiu eu luat la întrebări pe această temă și să le spun pe bune ce cred eu că trebuie făcut. Am înțeles. Bun, o să ziceți că astea sunt socotel de om scrântit sau de unul care vrea să se umfle în pene. N-am nici una, nici cealaltă. Eu nu sunt decât un profesor de științe politice care, într-un fel sau altul, ținea în felul lui, la nivelul la care eram eu. Și consider că eram la un nivel destul de convenabil pentru ca să pot să am păreri articulate despre ce înseamnă comunismul și cât pierdem noi de pe urma mandatului pe care Ceaușescu era cât paci să și-l ducă la capăt. Dezvoltăm și această teză pe care ați cuprins-o în acest manifest din 83, dar n-aș vrea să creadă ce... E un manifest, e un material. Text, un material, dar are un soi de... Bun, nu, înțeleg că ne cramponăm la nivel de semantică în dialogul ăsta, probabil că o să mai fie și alte bine, momente. Nu mai recurgem la chichițe semantice. Nu, dar aș vrea să închidem paranteza cu procesul Ceaușeștilor, că o să zică lumea că v-ați sustras din poveste și nici eu n-am insistat. Deci dumneavoastră ați fost trimis de Ion Iliescu să asistați... În calitate de martor. În calitate de martor. Am avut ocazia să o spun de mai multe ori publică. Exact. Lucru. Când ați ajuns acolo și ați văzut despre ce e vorba și direcția în care o ia acest proces cu acuzele pe care le-ați sintetizat mai devreme, care a fost prima concluzie la care ați ajuns? Atunci, pe moment, da. Că se întâmplă ce? Se întâmplă un lucru nefiresc care nu este decât finalul unui scenariu atât de halucinant cum a fost mandatul lui Ceaușescu pe perioada cât a fost președintele României. Deci ceva groaznic nu poate fi terminat decât prin ceva groaznic. Nu neapărat cuvântul groaznic. Era ceva care afecta categorii mari, uh-huh, și o țară întreagă, atâta vreme cât România era, după cum bine știm, din perioada interbelică, una dintre cele mai importante țări din Balcani.
Vă aduceți aminte cartea unei americani, ce îmi scapă numele acum, despre, se chema Atene Palas. Sigur că da, și Contesa Waldeck, aceea... corespondentul, era corespondent la București în timpul celui de-al doilea război mondial. Numai pentru 6 luni. Da, dar a surprins cu foarte bine esența poporului român, camarila regală și toate lucrurile descrise. Și da. Nu numai, dar considera Atene Palas, uh-huh, locul cel mai important din Balcani, în care se întâlneau serviciile secrete ale tuturor statelor. Și nu numai servicii secrete, dar în orice caz era un loc foarte important, da, în care se întâlneau oameni foarte importanți. Și de ce? Tocmai în România, pentru că România era locul cel mai remarcabil din Balcan atunci. Uh-huh. Și aș avea și eu argumente, desigur, nu numai autoarea. Putem găsi cu toții, da. Da. Bun. Acum, deci, dacă s-a întâmplat, știm bine că anul 64 a pus capăt tragediei celor care au trecut prin pușcării, într-un fel sau altul, au fost eliberați mulți oameni atunci, deși săracii unii, mulți, nu s-au mai putut întoarce, pentru că muriseră între timp, în condiții groaznice pentru ei. Și în loc ca, după moartea lui Dej, lucrurile să meargă către o liberalizare continuă, cuvântul liberalizare se referă la toate curentele din toate țările din Europa de Est, mai puțin România, care... dintr-un motiv sau altul, le putem analiza și pe acelea, dar nu astăzi, că nu ne-ar ajunge timpul, mai puțin România, care în loc să meargă către liberalizare, a mers invers. Și nu cred că vă scapă amănuntul din istoria recentă, că înainte de a ajunge președintele României, în acel conclav foarte îngust, foarte strâmt, ca să zic așa, care era, cuprindea toți conducătorii României de atunci, era un... comuniștii conduceau și atunci ca și cum ar fi fost într-o conspirație continuă. Și conspirația era evident împotriva cuiva. Asta nu putea fi, așa cum s-au petrecut lucrurile, decât împotriva tuturor românilor. Și pe multe faze dintre aceste conspirații a fost și bătaie de joc. Mă întorc. Când, înainte de a ajunge președintele României, el făcuse deja niște greșeli care îl situa definitiv în afara cercului celor care ar fi fost chemați să conducă România. Că s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat, dar în cercul acela strâmt de care vorbeam mai devreme, el era, datorită mai multor trăsături personale, obiectul de, nu de distracție, de umor al grupului care conducea atunci România, așa lui Dej, între altele. Și putem conchide pe un subiect care oricum nu prea mai are importanță acum, să-l învârtim prea mult în această discuție, putem conchide că a fost o neșansă pentru România faptul că s-a făcut acea alegere și a ajuns Ceaușescu. Bun, dacă tot faceți aluzie la grupul care l-a împins în funcția supremă în stat, trebuie spus că l-au ales tocmai pentru că îndeplinea criteriile, între ghilimele, a unui om care avea să nu pună probleme. Din nefericire, toate calculele pentru ele, ei au fost greșite, că a fost... Am scris. Ați scris și dumneavoastră, asta e și teza dumneavoastră. O frază, două, că da, l-au crezut că va fi ușor de manevrat, uh-huh, încolo lucrurile s-au întâmplat exact invers. Dumneavoastră, când ați început ca, pentru cei care nu știu, înainte de etapa aceasta democratică a vieții dumneavoastră, ați fost cumva un beneficiar al sistemului comunist de înainte de 89, profesor la Ștefan Gheorghiu, dacă da? Doriți așa, mă rog. N-ați fost? Eu am ajuns la Ștefan Gheorghiu
și m-am bucurat că am ajuns acolo. Da. Nu datorită unor, să zicem, șanse extraordinare pe care le-am avut eu, cred că am ajuns acolo și datorită faptului că eram atunci la Ștefan Gheorghiu împreună cu mine, deci eu nu eram o excepție, au fost luați mulți dintre cei în diferite specialități, mulți dintre cei care ajunseseră să absolve cu rezultate foarte bune diferite studii. Sigur, eu terminasem filozofia și mai apoi m-am specializat pe științe politice. A, nu, dar n-aș vrea să diminuez nimic din anvergura dumneavoastră intelectuală, lipindu-vă de imaginea asta. Doamne ferește, domnul Gureanu, ca să fie foarte clar, eu nu v-am chemat aici să vă fac un proces de intenție. V-am chemat aici să aflu și părerea dumneavoastră despre ce am trăit. Nu e cazul să spuneți acest lucru. Nu, că nu vreau, că mi se pare că vă aprindeți la unele chestii. Nu mi s-a făcut un favor atunci că am fost eu selectat, da, și că am fost unul dintre favoriții regimului, că dacă o luăm așa, atunci v-aș putea spune că tocmai când îmi susținusem doctoratul și așteptam și eu, în mod firesc, o avansare pe linie profesională, tocmai atunci s-a întrerupt orice fel v-au de mutat avansare la... și ne-au ținut vreo 20 de ani, ca pe mulți alții, cu miile, cred că au fost, care au așteptat la rând zeci de ani ca să fie avansați la următoarea poziție profesională, dacă o luăm așa. Da. Mă rog. Și ați fost mult... Și iarăși, vă rog, nu vă tot puneți în cauză, pentru că acum o să spun public ceea ce am auzit despre dumneavoastră, că nu vă place absolut deloc să vă îndepărtați de la realitate și că toate afirmațiile dumneavoastră pleacă de la o realitate bine asimilată atunci când ieșiți în public. Așa că nu mă credeți pe mine, decât că am fost bucuros să vin să fac o... Mă bucur că plecăm de la premiza asta. ...un dialog cu dumneavoastră și că... Ok, mă bucur. Nu, am vrut să subliniez acest aspect pentru că mi se pare foarte important statutul dumneavoastră în epocă, cadrul... Statutul meu m-a favorizat să fac ceea ce am făcut. Exact. Și am martori, dar nu mai folosesc la nimic acești martori, așa că nu o să-i cităm vreodată public, cărora le-am spus de cum am intrat acolo, că cred că e cazul să punem bazele altui partid. Asta vreau să le spun celor de acasă. Faptul că dumneavoastră ați ajuns cadru profesoral la Universitatea Partidului v-a ajutat și în perspectiva ideii dumneavoastră. V-ați făcut un cerc relațional. Din această perspectivă, exact, pentru ca să revenim la o Românie cât de cât normală. Dar când ați înțeles dumneavoastră, când ați ajuns la Ștefan Gheorghiu? În 69. 69. În august, 1 august. 1 august. Când ați simțit că lucrurile deraiază? Mult înainte. Mult înainte? Mult înainte, da. Știți când? V-am citat înainte de a începe rugăciunea aceea țăranilor foarte umiliți și mulți dintre ei împiși în situații extreme, rugăciunea către tatăl nostru cel de la Moscova. Da. De atunci ajunsesem și nu mi-a trecut. Adică din tinerețe, spuneți că ați avut... Nu din tinerețe, din copilărie. Din copilărie, bun. Din copilărie și... nu știu, că... foarte multe lucruri nefirești s-au întâmplat atunci și le putem analiza, dar iară nu e timp. Nu e, poate că le facem, poate că dar poate că discuția de astăzi aduce o premiză a unor discuții viitoare, dar haideți să păstrăm cadrul general, că dacă ne ducem pe zone foarte punctuale, sigur nu terminăm. Și dumneavoastră, deci ați ajuns la Ștefan Gheorghiu cu acest gând că lucrurile nu merg în direcția bună, că e nevoie de o alternativă, că e nevoie de o schimbare. Și ce v-ați gândit? Că subminați sistemul din interior? Păi, la urma urmei, subminarea. Întreb. Da. Și ca termen. Să ziceți că iar... Da, iar vă cramponați de termen, nu știu. Dați-i dumneavoastră un sinonim. Ce altceva poate să fie decât dărâmarea, ca să zicem așa, sau tendința de a face ceva subversiv împotriva unui sistem din interiorul lui.
Păi cum altfel să-l subminez? Din afară e mai greu. Nu, nu, nu. Era și o urmă de ironie acolo, cu siguranță. Dar, bine, și ați zis că vă duceți la Ștefan Gheorghiu, cu gândul ăsta ați plecat la drum, nu? Da. Când ați... Și chiar am încercat să îl duc la bun capăt. Bun. Pe cine v-ați bazat în drumul ăsta? Că singur nu poți să faci o revoluție. Nu mă gândeam în niciun fel și în general... Am văzut că nu vă place nici termenul de revoluție în dialogul cu doamna Vetea. Vedeți, pe acel timp, atunci când s-a sfârșit primul, să zicem, prima parte a pregătirii mele, neavând niciun fel de experiență practică, politică, am dobândit-o ulterior, atâta cât am dobândit. Dar primul lucru pe care l-am aflat este că o țară poate performa prin reforme și nu prin revoluții. Iar ce s-a întâmplat în secolul 20 arată că multe țări care au trecut prin asemenea situații extreme, nu numai că n-au performat, ba dimpotrivă, au dat înapoi. Printre ele, din păcate, și România noastră. Da. Și s-a pus gând pe gând, gând pe gând, gând pe gând, până când l-ați întâlnit pe Ion Iliescu. Dau, eu derulez filmul pe repede înainte ca să îmi permit ajungem la acest personaj. Îmi permit să vă spun că exista așa la nivel de rumors, de da. Zvonuri, de pentru cine știa să tragă cu urechea, că cel care îi va urma, îi va succeda lui Iliescu, încă de la începutul anilor 70 se știa și nu era mare lucru, de vreme ce însuși Iliescu atunci în ierarhia Partidului Comunist la începutul anilor 70, ba, pare să chiar înainte de asta, era printre cei care au avut o evoluție pe care am putea o numi spectaculoasă. Atunci nu era mare lucru să tragi concluzia că un asemenea personaj, să folosesc un termen, cum se mai zice prin popor, care vine tare din urmă. Așa. Să zici că acesta va fi acela care este menit să îi succeadă lui Ceaușescu. Deci prima dată a ajuns zvonul Iliescu la dumneavoastră și nu dumneavoastră la Iliescu. După cum am descris și în carte, da. Eu m-am dus personal să-l cunosc pentru că eram sigur că așa va fi, de vreme ce așa se spune. Iar din surse... Dar cât de puternic era zvonul ăsta în epocă, domnul Măgureanu? Era suficient de persistent ca să creze în el. Da? Da. Și dacă te uitai în jur să vezi cine și cum ar mai fi putut fi, nu vedeai în acel timp pe nimeni altcineva mai bine plasat. Deci pe Iliescu putem spune că l-a ajutat și faptul că era depozitarul tuturor iluziilor, că niciun alt nume nu-l concura. Putem zice și așa. La urma urmii, dacă v-aș întreba eu pe dumneavoastră și pe cine altcineva, dacă ați fi fost în locul meu, ați fi văzut... E o diferență majoră între noi, domnul Măgureanu, dumneavoastră a trăit acele vremuri. Ca vârstă. Nu, chiar și așa, dumneavoastră a trăit acele vremuri, eu doar am citit despre acele vremuri, deci experiența bate lectura din punctul meu de vedere. Deci n-aș ști să vă spun. Da, nu, deci era greu de gândit altfel în acel timp și nu exista niciun motiv cât de cât obiectiv că să crezi că altcineva ar fi mai degrabă. Dar ce aducea? Acesta, ce aducea? Din păcate, da. Îngăduit să prelungesc argumentul, în perioada 89, știți că nu s-ar fi putut pune nimeni în locul lui care să umple golul acela de putere înspăimântător. Eu vă spun... Am văzut teza dumneavoastră din, și da. Pot să o înțeleg.
Pot să o înțeleg ca argument. Da. Publicul suportă mai ușor abuzurile puterii decât absența ei. Mm. Iar acesta pare să fie unul dintre cele mai înspăimântătoare dezordine socială fără frâu, cum am cam avut faze la început, la debutul anilor 90, dezordine socială fără frâu, căruia nimeni nu i-ar fi putut face față. Și după cum s-a văzut, ulterior, la puțină vreme, nici Iliescu n-a putut face față acestei dezordini continue. Eu, de exemplu, n-aș ezita nicio clipă să spun că acele mineriade, în fond niște aventuri a unor oameni iarăși scăpați de sub orice control, care au știut să adune tot felul de gloate în jurul lor și să facă, să zicem, mineriadele. Așa. Așa. Dar poate și Iliescu a avut talentul de a întreține această stare de fapt a lucrurilor pentru a se valida pe sine ca singurul capabil să țină lucrurile în frâu. V-ați gândit la ipoteza asta? Nu m-am gândit și nici nu cred în ea. Păi dacă nu v-ați gândit, de unde nu credeți în ea? Nu m-am gândit pentru motivul că cred că atunci, pur și simplu, chiar și Ion Iliescu, care totuși a fost și este un om cu oarecare lumină în mintea lui, n-a putut înțelege ce se întâmplă. Iliescu, așa de la începutul începutului, mă refer la debutul din 89-90. Am înțeles, da. Din decembrie 89 către debutul anilor 90, când el n-a putut înțelege ce se întâmplă de fapt. Nici măcar, și am date ca să spun acest lucru, nici măcar că ne îndreptăm către capitalism. Cu siguranță. Dar de fapt, și eu îmi pun întrebarea, ne îndreptăm oare către capitalism? Sau ne îndreptam oare către capitalism? Da, înțelegea cineva în acele momente, inclusiv dumneavoastră, ce se întâmplă? Eu, trebuie să recunosc că am avut destule perioade de confuzie în legătură cu cele ce se întâmplă. Care a fost cel mai confuzant episod? Chiar debutul. Revoluția în sine? Bun. Am și eu niște automatisme. Scânteia... Bine, da. Deci ceea ce a fost atunci o revoltă a multora și perfect legitimă... Da. A fost deturnată după aia de interesul altora. Și desigur. Da. Dar atunci, la începutul începutului, mulți, cum să zice, nu acționau, ci viermuiau pur și simplu. Ceea ce s-a întâmplat atunci, în 90, multe dintre acestea n-au fost acțiuni coerente. Și au fost, în cel mai bun caz, expresia unor interese presante de grup sau de, știu eu, a unor persoane care trebuiau să acționeze sau vroiau să acționeze într-un anumit fel. De unde revolta împotriva lui Ceaușescu îi putea motiva pe mulți să facă ceea ce au făcut, alții au deturnat imediat ceea ce s-a întâmplat, inclusiv revolta aceea, către lucruri mai apropiate unor interese de gașcă, permit să zic, da, mai degrabă. Puteți să-mi dați un exemplu? Adică Nu vreau acum să vă dau exemple. Rechizitorii putem face oricând. Nu e de rechizitoriu. E de episod, da, pe care punem un post-it. Să-l ținem minte. Da, fiindcă mulți dintre cei care
cum v-am spus, se învârteau pe acolo și au și atins anumite scopuri. Suntem în ceață, domnul Măgureanu. Dați-mi ceva concret. În legătură cu ce? Cu cei care viermuiau pe acolo. Nu, dați-mi un exemplu de unul care viermuia pe acolo pentru un interes abscons. Sunt surprins că îmi puneți asemenea întrebări. Tocmai de ce? Că toți care viermuiau pe acolo aveau interes abscons sau ce? Nu, nu. Erau și idealiști. Au fost destui, nu mă refer acum la idealiști. Așa. Au fost destui care și-au exprimat partea lor de revoltă și s-au retras acolo unde simțeau ei că au treabă și, ca să zic așa, unii dintre ei au și plecat din România, de acolo. Alții însă au rămas și și-au văzut treburile chivernisite. Păi unii ar spune... popular. Așa. Cum s-ar zice popular, și-au văzut saci în căruță. Păi unii ar zice că și dumneavoastră sunteți din categoria aia, că erați pe acolo zilele aia și după aceea ați rămas până în 97, deci tot cu saci în căruță. Ați rămas la putere. Am rămas? Da. Nu știu, deci... faptul că am edificat o instituție care era necesară pentru supraviețuirea statului român, se reduce la atât. Am rămas pe acolo. Nu m-ați înțeles. Eu voiam să facem diferențierea clară între... Eu nu m-aș înțelege, pentru că pentru mine acei ani au fost atât de plini. Bineînțeles că au fost și plini de calomnii. Uh-huh. Și deci s-a considerat că eu, dacă am rămas unde am rămas, știu eu de ce am rămas acolo și ca să fac așa, nu știu ce și să ajung nu știu ce. Păi nu, că asta voiam să facem, diferența între oamenii care au rămas și au construit instituțional România și oamenii care au rămas și au construit România personală. Și vă rugam să-mi dați un exemplu în sensul celălalt. Nu, eu sunt cu exemplele. Nu sunteți cu exemplele? Nu, nu. Sunteți cu partea teoretică? Nu. Eu sunt aici să răspund de ceea ce am făcut eu, nu de ceea ce au făcut alții, dar eu n-am putut să nu constat că în timp ce alții își vedeau, bineînțeles, de chiverniseala lor, unii, puțini, au și construit câte ceva. Bun. O să ajungem la acel moment de 90, moment de reconstrucție, dar ca să le luăm pe rând și să închidem din paranteze, m-aș întoarce la perioada Ștefan Gheorghiu. Când ați început să lucrați acolo, a venit înspre dumneavoastră Zvonistica Iliescu. A venit la modul... Nu-i interesa anume Zvonistica Iliescu. Da. Interesa un om cu care poți să stai de vorbă. Un om cu care ai ce opinii schimba și cu care poți înțelege că utopia pe care miza tot comunismul științific. Da. Se zicea după Marx, dar Marx n-a fost un utopic. Marx a fost un analist și care a făcut, cunosc bine partea aceea, că am fost puși să o învățăm. S-o și predați, bine, da. Eu nu consider că Marx a fost un utopic. Dar... Desigur, a crezut că proletariatul va face cândva, adică după burghezie, și aici profit iarăși, cândva abatele Sieyès, unul dintre eminențele cenușii a Marii Revoluții Franceze, a fost întrebat, tu ce ai făcut în perioada asta, a Marii Revoluții Franceze? Zice, am supraviețuit. Și zice, în definitiv, ce vezi tu că se întâmplă? Și atunci a spus chestiunea aceea cu, nu știu dacă lui aparține sau altcuiva, îmi scapă. Vă rog. Ce este starea a treia? Nimic. Ce trebuie ea să fie? Totul. Adică, în urmă cu... să zicem, aproximativ un veac înainte de a ajunge Marx să lanseze teza puterii proletariatului, alții au
făcut o întreagă teorie legată de înlocuirea aristocrației, a nobilimii, a puterii regale, a absolutismului regal, să înlocuiască cu puterea burgheziei. Adică a stării a treia. Ce este ea? Nimic. Ce trebuie să fie? Totul. Ei bine, până astăzi, pentru că n-aș fi pomenit altfel, nimeni n-a dovedit că undeva după burghezie, acolo unde s-au petrecut niște mișcări extremiste numite de unii revoluții, proletariatul ar fi condus undeva și nici sunt puține semne că va conduce cândva. Adică aceia care își câștigă cu munca lor manuală. Da. Că asta era inițial proletariatul, cei care câștigau, își câștigau pâinea prin munca lor manuală. Ei bine, nicăieri nu s-a dovedit că aceștia vor ajunge să conducă vreodată. Cu toate că a scris, și foarte frumos a scris până și Eminescu, în Împărat și Proletar și nu știu ce. Despre asta nu s-a dovedit nicăieri și nu se va dovedi. Iar România, reîntorcându-mă la ea, ar fi meritat o soartă mai bună dacă nu se întâmplau niște lucruri care au defavorizat-o exact atunci când alte țări deja profitau de reforme. Uh-huh. Întorcându-mă la Iliescu, am scris pe undeva, nu știu dacă aici, vă rog, că atunci când ne-am întors de la Timișoara, unde l-am întâlnit prima dată... Păi nu. Povestiți-ne cum l-ați întâlnit prima dată, ca să înțeleagă lumea Timișoara. Unde... La Timișoara. Cum v-ați dus și de ce? Adică v-ați dus personal să-l cunoașteți? Am dus la Timișoara fiind trimis... În ce an se întâmplă asta, mai țineți minte? 73 septembrie. 73. Da, m-am dus acolo pentru că am fost trimis și iarăși și șansa și rolul întâmplării că am fost trimis să deschidem învățământul universitar la Ștefan Gheorghiu la fiecare centru de județ. Eu am fost trimis la Timișoara și imediat după ce am făcut ceremonia deschiderii în 73 septembrie m-am dus să-l întâlnesc pe domnul Iliescu, pe tovarășul cum era pe atunci. M-a primit imediat, am stat de vorbă cât om fi stat, circa jumătate de oră, după care m-a întrebat că ce fac în seara aia mai departe. Zic, plec la București. Păi zice, unde stai? La hotelul partidului. Zice, la ora 6 voi trece să te văd să mergem la aeroport. Și așa s-a întâmplat. Fix la 6 a venit să mă conducă. După aceea, altă... Ce ați discutat la această primă întâlnire? Vrute și nevrute. Lucruri... Flecăreli? Acolo, înăuntru, se cunoștea că așa... Că sunteți monitorizați. Că e ascultată sala, nu neapărat că dumneavoastră personal. Neapărat. Deci eu știam prea bine lucrurile astea. Așa încât nu am stăruit pe probleme de interes. De unde le știați, domnule Măgurenu? Cum de unde? Pun și întrebări naive pentru cei care ne privesc. Poftiți? Mai pun și câte o întrebare naivă ca să înțeleagă contextul cei care ne privesc. Ca să înțeleagă cei care ne privesc, e că îți intra în reflex de cum ai făcut primii tăi ani într-o asemenea societate, că totul se ascultă, totul se urmărește. Și atunci trebuia să fie oarecum circumspect. Nu numai eu, erau alții mai abitiri decât mine, care știau lucrurile acestea și nimeni nu s-a aventurat să vorbească ce nu trebuie într-un spațiu închis și care mai era și oficial. Așa încât, când ne-am urcat în avion, am profitat de prima mea ocazie în care nu puteam bănui că acolo ne ascultă cineva. Și întrucât era pe atunci, probabil că știți acest lucru, adică sigur îl știți, pe atunci era foarte la modă în preocupările de teorie politică și de practică politică
fenomenul numit eurocomunism. Era perioada de după intervenția sovietică la Praga și acest lucru iarăși era, să zicem, foarte actual. Și toți studenții noștri, dintre care unii au ajuns după aceea la Europa Liberă sau la Vocea Americii, și au fost studenții noștri. V-aș cita și cazul domnului Emil Hurezeanu, dar v-aș cita și cazul domnului Constantin Alexandroae, ziarist român, care a trecut pe acolo, pe la Ștefan Gheorghiu, vreau să zic, pentru instruirea necesară plecării la post, undeva, să mă întorc. Și am profitat de ocazia aceea să-i spun domnului Iliescu așa, că așa cum se prezintă lucrurile acum, adică în 73, sistemul comunist nu este unul performant, sistemul comunist de tip sovietic. Da. Despre asta era vorba. Cu planificatul, cu colhozurile, cu toată nebunia, nu? Nu, nu. Deja se știa că acest sistem comunist nu este, de fapt, mai precis, i-am spus că nu e viabil. Și nu poate supraviețui într-o economie mondială dominată totuși de concurență, știți, nu poate supraviețui. Deci ați aruncat teza prima dată la modul impersonal. Ați aruncat-o pe comunism. Comunismul e disfuncțional în România. Mă rog. Ați testat apele. Nu în România. Aveați de plină încredere în Iliescu sau v-ați temut de deschiderea unui astfel de topic? Eu nu mă temeam. Nici n-aveam de ce să mă tem. Dar mă rog, oricum reacția domnului a fost, îmi permit să zic, lăudabilă, în sensul că s-a străduit să-mi furnizeze atunci scurta discuție, cât poate fi într-o călătorie cu avionul de la Timișoara la București, s-a străduit să mă furnizeze argumente pe lecturi, nu pe povești, că lucrurile pot fi privite mai optimist. A, da? Da. Discuția așa a și rămas, pentru că... Nu v-a stins din entuziasm? Poftiți? Nu v-a stins din entuziasm? Nu. Un om care primește dialogul. Noi doi putem avea păreri... Sigur că da. Dar faptul că putem să stăm în aceeași încăpere să dialogăm fără să ne dăm în cap e un lucru. Nu. Însuși faptul că poți dialoga, schimba idei cu argumente, nu cu povești și nu cu trivialități, spune ceva. Da. Și pentru mine a fost mai degrabă un semn bun. Și eu atunci, poate în mod pripit, am zis ecce homo. Deci putem conta că asta este pentru că stă de vorbă cu tine. Acceptă argumente de sens contrar. Ăla era testul care mă interesa pe mine atunci. Pentru că eu eram de departe convins că cele întâmplate și cu oameni din România erau suficiente dovezi că se poate și altfel decât... Lăsați ambalajul. Decât... se poate și altfel decât cu regimul Ceaușescu, care era, din punctul meu de vedere, retardat. Retardat referitor la ceea ce ar fi avut nevoie România să aibă. Dar dumneavoastră aveați o problemă cu personajul sau cu clanul Ceaușescu, așa cum îl definiți, sau cu sistemul? Nu cu clanul. Sau cu sistemul? Cu sistemul care a putut naște așa ceva. Și am încercat să descriu chestiunea cu puterea care încape în mâinile unui singur personaj și atunci se întâmplă lucruri aberante. Așa, și după... De fapt, asta e ceea ce ne preocupă
și ne poate preocupa și într-o asemenea discuție. Și după, după această întâlnire, cum a evoluat relația cu Iliescu? Păi relațiile au evoluat așa, că dânsul a rămas cât a rămas la Timișoara, după care a fost numit prim secretar la Iași. Da. Dacă țin eu bine minte, că n-a avut altă... După Timișoara n-a avut o altă evoluție decât să ajungă șeful județenei de partid din Iași, unde l-am revăzut după cutremurul din 77. Adică de 4 ani mai târziu. Da, păi nu-mi propusesem și n-aveam de ce să-l caut mai des, pentru că ceea ce a venit ulterior și au făcut întâlnirile noastre mai frecvente a fost o altă evoluție dintr-o altă etapă a României. Cum ar fi? Cum ar fi că el a ajuns după Iași în Comitetul Național... La APE, șef la APE. Președintele Consiliului Național al APE-lui. Uh-huh. Cu sediu pe Negustor 2 sau 3 acolo. În București. În București, da. Sigur, și când în toamna lui 79 l-am putut revedea cu ocazia că mi-a apărut cartea intitulată Puterea politică, natura și funcția ei socială, era în fond prelucrarea și tezei mele de doctorat, susținută în 78. Și a apărut la editura politică cartea și m-am dus cu acel prilej să-i duc această carte. Din acel moment am simțit că depășisem faza în care trebuie să stăm în expectativă și să așteptăm să vedem ce va mai fi. Ați simțit, ce va mai întâmpla. Ați simțit doar dumneavoastră sau ați simțit în plac comun? Împreună cu mine simțeau mai mulți acolo că se întâmplă ceea ce, de fapt, anii 80 erau deja, din punctul ăsta de vedere, distinți. Dacă judecăm că se consumase deja perioada cu, nu cu războiul stelelor, cu evidența că sistemul sovietic este surclasat, uh-huh, în ochii tuturor, mai ales în a țărilor din Est, care priveau, da, o speranță către America. Și ce ați făcut când ați simțit acest lucru? Ați, că am văzut că vizitele sau întrevederile s-au înmulțit. V-ați văzut, spuneți în carte, la un moment dat, inclusiv în casa mamei vitregi a lui Iliescu? Asta a fost inițiativa dânsului câțiva ani mai târziu, când în ianuarie 84 am ajuns, da, într-adevăr, în casa mamei vitrege a domnului Iliescu, undeva în colectiv. O vedeați ca pe un punct conspirativ al acțiunilor dumneavoastră, ca pe o casă conspirativă? Cum v-ați raporta acum? Eu am o experiență conspirativă atât de puțină încât nu sunt obișnuit să folosesc termenul de conspirație. M-am dus pentru că mi-a cerut el, pe care îl consideram din punct de vedere politic, un șef al meu. A, deja raporturile ierarhice se stabiliseră? Îi recunoșteați autoritatea, dacă vreți, sau statutul în epocă? Sau cum să-i spunem? Ca să dăm o paranteză, cum doriți să-i spuneți, așa îi spuneți, că nu deranjează în discuție. Păi nu, dar cum s-a desăvârșit momentul ăsta, starea asta a lucrurilor? Îmi permiteți? Sigur. Eu spuneam de anul 84 ianuarie. Da. Dar poate ar fi bine să ne întoarcem la anul 81. Ah, 81. Nu, 81, când la puțină vreme după faza cu cartea și cu lucrarea de doctorat, da, în care dânsul mi-a spus pur și simplu că de câte ori voi pleca undeva, să-i spun unde plec ca să poată veni să ne întâlnim. Adică să-și programeze o vizită de lucru? Îmi permiteți. Așa. Și eu i-am spus că
cu tot respectul cuvenit, lucrurile trebuie să stea exact invers. Dânsul, când își planifică să plece într-o direcție sau alta, să mi se spună și mie ca să pot pleca. Între timp, într-adevăr, deveniseră frecvente întâlnirile, mergeam cu mașina proprie, un trabant. Pe undeva la cabinetul 2 s-a și zis că m-ar fi cunoscut, n-am discutat cu cineva, dar am văzut la nivel de zvonistică destule. Că vă știa Elena Ceaușescu, ăla cu trabantul. Da, omul cu trabantul. Da. Ce mare brânză, un trabant. Dar pe vremea aia cine avea un trabant, da, se pare că și în optica multora era considerat un om chivernisit, nu? Așa. Deci plecați cu trabantul la întâlnirile cu Iliescu. Mergeam și trăgeam acolo și chiar a fost scandalizat nu știu cine dintre cei de acolo de la protocol, că cine e ăsta care vine aici și parchează, și s-a amuzat și șeful, adică domnul Iliescu, de chestia asta. Uneori cu mașina mea, alteori, mult mai rar, cu mașina lui, în diferite direcții. Dar eu nu, mă întorc la momentul mai 81, pentru motivul că atunci m-a chemat să-mi spună că pleacă la Cluj și după aceea va ajunge la Sălaj și unde vrea să ne întâlnim, dar să fie foarte puțin din cei care vor fi de față. Și atunci s-a întâmplat, scrie în carte, mi se pare, exact invers, că dânsul a ajuns la Sălaj după deplasarea la Cluj în interes de serviciu, nu al minteri. Da. Și după aceea la Sălaj, că ne înțelesesem noi că undeva pe meleagurile mele, în orășelul numit Cehul Silvaniei, ne putem întâlni. Și nu oriunde, ci lângă orășel undeva era o cabană silvică și acolo a fost întâlnirea. Dar nu numai cu domnul Iliescu, ci cu tot activul de partid. Comitetul județean de partid în frunte cu prima secretară. Cum s-a ajuns așa la asta? S-a ajuns că domnul Iliescu s-a dus la Sălaj și bineînțeles că toată lumea era foarte animată că a venit. Asta pare o secvență așa comică a la Mungiu, în secvență de un film de Mungiu, când din episoade amuzante de dinainte de 89, comic de situație. V-ați stabilit voi să conspirați și să vă întâlniți și v-ați trezit cu toată conducerea de partid la conspirație. Vreau să vă zic că atunci lucrurile s-au petrecut într-un mod foarte, cât se poate, de firesc, întrucât cei de acolo, pe lângă faptul că mă simpatizau cu toții, începând cu prima secretară, doar unora le eram și profesor. Sigur. Dar lăsând asta deoparte, pentru că n-am făcut niciodată caz de calitatea mea de profesor ca să mă impun cuiva. Eu cred că am avut un comportament politicos peste tot. Așa, dar cum v-ați nimerit cu toată conducerea partidului? Că și, nu ne-ați zis. Păi, s-a nimerit așa că a venit domnul Iliescu și a întrebat unde-i Măgureanu, la care prima secretară i-a răspuns: domnul tovarășul profesor n-a fost pe la noi. Uh-huh. Așa cum ne înțelesesem, eu m-am dus ață în locul unde convenit să programăm întâlnirea. Să conspirați, da. Să conspirăm, dacă vă place așa. Îmi place, îmi place. Poftiți? Îmi place. Da, și atunci m-am dus și am vorbit cu primarul de la Cehu, care era și prim secretar, prieten de-al meu și consătean, și am spus: Vasile, uite, aici ar fi bine să facem întâlnirea. Și întrucât se dăduse dispoziție, vezi, 3-4 care să fie acolo și să nu fie vâlvă. Da. Așa, și pe urmă s-a întâmplat invers, că a venit dânsul, a întrebat de mine și s-a pomenit Vasile, nu cu 1-2 în plus față de noi doi, ci cu tot
Comitetul Județean de Partid, în frunte cu prima secretară. Cu acel prilej, și lucrurile acestea au fost scrise și de domnul Iliescu, și eu am scris după aceea, mult timp după, că acela a fost prilejul când i-am spus că, potrivit unor lucruri care evoluează într-un anumit fel, va fi cel care urmează să-i succeadă celui care conducea atunci România, în 81. Deci atunci i-ați spus direct că dumneavoastră îl vedeți pe el ca înlocuitorul lui Ceaușescu. Succesorul. Și cum a reacționat? Prima frază care a spus-o, zice, ești primul care îmi spune acest lucru. În sfârșit, eu i-am spus ceea ce am considerat eu că trebuie spus. Și am spus și cum văd eu că trebuie să evolueze lucrurile pentru a fi mai în acord cu cele întâmplate în alte țări. A fost cu martori discuția asta sau v-ați depărtat de grupul, de alaiul Alaiul a stat foarte liniștit la masă. Când noi doi ne-am depărtat, cum era și firesc, că nu pot spune așa ceva... Păi, asta nu, vă întreb ca să înțeleg contextul, da? Contextul a fost că l-am rugat... L-ați luat deoparte. Da. Uh-huh. Și, da, toți au fost foarte... Și nimeni n-a considerat nefiresc nici faptul că am dispărut un pic în pădure împreună cu dânsul și i-am spus ce aveam de spus. Și cum a reacționat la spusele dumneavoastră? Atât a spus, doar că nu... Se poate de normal și mi se pare că el aștepta așa din aer o confirmare a unor lucruri care, desigur că auzise destule despre ele. Dar în afară de Iliescu, mai vorbeați cu alții despre necesitatea schimbării lucrurilor? La modul ăsta de direct? Păi acolo... Nu acolo neapărat, în anii aceia. Îmi permiteți? Da. Acolo, în contextul de care vorbim, nu vorbesc de... Sigur că nu puteai cu un singur om, dar ceea ce era cel mai important este ca, și vom vedea din succesiunea evenimentelor care s-au întâmplat, inclusiv atunci la mama domnului Iliescu, că toată lumea vroia să știe cine este cel care își asumă răspunderea. Toată lumea, a dumneavoastră lăsând a se înțelege că era mai multă lume care își însușise această idee. Mai multă decât v-ați putea imagina, așa, apropo de conspirațiuni și de... Nu, că asta explică foarte mult, deși cum se face că în haosul ăla al finalului de anul 89, Iliescu a reușit să țină în mână situația. Păi pentru că... În anii ăștia s-a construit rețeaua pe care s-a bazat ulterior la deturnarea Revoluției. Păi n-a prea reușit. N-a prea reușit. Iar dumneavoastră numiți deturnare a Revoluției ce anume? Ceea ce a făcut regimul Iliescu în acei ani sau ce? Da, faptul că tot ce a făcut... Maniera în care a conservat puterea, maniera în care a zis că frontul nu va participa la alegeri, maniera în care pare că a uzurpat niște și a uzitat de niște situații. În sensul acesta, că nu cred că își dorea nimeni în România o revoluție făcută de cei din eșalonul 2-3 al puterii comuniste. Nu? Toată lumea visa la un ideal în care comuniștii să rămână pe la casele lor și să vină fără cei de păcat să preia destinele României. Așa, în ideal, când zici că faci o revoluție. Când zici că faci o schimbare de regim și cu sânge, da, te aștepți că vin ăștia din eșalonul 2 și trec în eșalonul 1. Am putea cugeta dacă e posibilă, dacă ar fi fost posibilă într-un asemenea context, ca toți cei care aveau o experiență, fie ea și de eșalonul 2, să se dea deoparte și să vină cei fără, cum ați spus... A, ok, bun. De acord cu teza dumneavoastră. Nu, scuzați-mă. Fără cei de pată, nu știu. Cei fără de pată. Mi-ați putea spune o țară măcar, undeva,
unde când s-a întâmplat o schimbare nu sângeroasă ca în România, chiar și, să-i zicem, de catifea, în care nimeni dintre cei care au mai fost n-au mai ajuns, și dimpotrivă au ajuns cei fără de pată. Nu, nu puteți spune? Nu, evident că nu, dar enunțam așa în plan idealist, nu neapărat pragmatic. Că... Păi, dar nu putem, că asta e o chestiune eminamente pragmatică. Faptul că la un moment dat trebuie să umpli golul de putere și să faci, e adevărat, cu greșeli, unele dintre ele le consider de neiertat, unele dintre greșeli. Cum ar fi? Destule. Una? O greșeală de neiertat? Păi... Dacă n-ar fi decât debutul acesta nefericit cu mineriadele, asta e o greșeală care putea fi evitată, dar este de neiertat și... Imputabilă cui? Atunci mulți dintre cei care au pus la cale să se înlocuiască, să se radă corturile acelea din fața Teatrului Național, din fața Teatrului Național, nu își puteau imagina că extrema care a reacționat a doua zi, adică pe 13, ocupând instituții ale statului, va reacționa în așa fel. Asta a fost una dintre ele, dar nu... practic sunt nenumărate și unele dintre ele sunt acolo scrise. Știu, știu, dar eu vorbesc și în numele celor care n-au citit cartea, de asta vă întreb. Da. Plus că... Sigur. Deci, cum vă spuneam, lucrurile acestea puteau să nu se întâmple. Uh-huh. Și și ceea ce ați spus dumneavoastră, că să stea pe acasă unii care au fost unde au unii fost... Unii chiar puteau sta, domnule Măgureanu. Nu numai rău că au fost, nu numai că puteau... Îi enumerați dumneavoastră pe carte și cred că mai găsim și alte nume. Că vă întreabă doamna Lavinia Beta la un moment dat, bun, și cu ăla ce era jurul lui Iliescu? Și pe ăla de ce l-a reactivat Petre Roman? Și... Da. Da, sigur. Da? Sigur că da. Adică nu suntem noi cei care n-am spune lucrurilor pe nume. Și nu păreți unul dintre cei care... Ba, bineînțeles, n-am nicio ezitare. Da. Întorcându-ne la 81, că o să vă mai presesc unele chestii, poate reușim. Da, bun, eu m-am întors la 81 pentru a nu... Deci, vroiam să recunoaștem o tutelă. După aia vă mai dau un exemplu. Târziu, după părerea mea, nepermis de târziu, am ajuns la personajul care ne trebuia, care putea să pună în aplicare manu militarii, o mișcare de forță care să... Soluția militară mai... Da, și singurul care concret putea să o facă într-un mod nu numai profesional, dar avea și relațiile necesare să o facă fără zgomot și să o facă să lovească așa ca un trăznet. Singurul era omul pe care l-am întâlnit abia în ianuarie 85 și tot în compania domnului Iliescu. Dacă îmi permiteți, cum s-a ajuns? Până atunci... Da. Ion Ioniță mă mai văzuse cu vreun an sau doi înainte și nici n-a vrut să audă, măcar să mai calc pe acolo. Ba chiar s-a exprimat extrem de nefavorabil. L-a înspăimântat gândul. S-a temut pur și simplu de ceea ce lui s-a întâmplat, dar nu din cauza mea. S-a întâmplat ulterior. Anume, gândea că puteam fi un provocator. Și contextul în care am apărut, însoțit de cineva care era subordonat lui Ioniță, nu m-a făcut pe mine credibil pe semne. Dar cum ați ajuns să analizați? Atunci însă când am ajuns
împreună cu domnul Ilescu, pe care eu l-am condus de data asta, în locul unde ne-am întâlnit și pur și simplu, deci în ianuarie 85, acela putea să fie anul în care s-ar fi putut petrece niște lucruri care ne-ar fi scăpat de multe belele. Și de ce nu s-a întâmplat, domnule Măgureanu? Păi... De ce nu s-a întâmplat este pentru că și atunci a survenit, ca și în 84, trădarea. Cine a trădat? Atunci, în 84, s-a întâmplat cu un general de la Craiova, zice-se, un oarecare general de pompieri, Dragu, în 85... Îmi scapă cine anume, pentru că nu a ajuns la mine treaba asta. Știu doar că atunci a fost semnalul, primul semnal dat de securitate că stăpânește și ține în frâu orice fel de mișcare a grupului. Adică vă monitorizau și știau întocmai ce plănuiți? Nu știu dacă la... amănunt, dar destule știau. Și știau mai ales persoanele care au fost contactate. Acum, ca să revin, încă de la începutul anilor 80, în diferite locuri, am întâlnit oameni importanți de la militari, pentru că și pe mine mă bătea gândul că nu se poate altfel. Și unul dintre cei pe care l-am întâlnit și l-am întâlnit sistematic era șeful diviziei de tancuri din București, colonel Grozavu. La el am ajuns prin intermediul celui care conducea armata întâia, unul oarecare Ionescu, general Ionescu, dar nu știu dacă Alexandru Ionescu sau cum, armata întâia avea sediul pe antiaeriană sau cam așa ceva, undeva pe către calea Alexandriei. Cum pleci dinspre centru, ajungi la un moment dat pe o stradă unde era și sediul acesta, unde eu am ajuns tot așa prin niște relații despre care n-am vorbit desigur niciodată nimănui. Și nici măcar n-am scris despre asta. Și n-aveam de ce să vorbesc cu cineva decât cu cei cărora trebuia să le dau socoteală de mișcările mele. Și cam așa a fost. Erau zeci și zeci, dacă nu sute, pe care i-am întâlnit cu acest scop. Unii dintre ei prea puțini, că ați zis mai devreme că și-a putut face echipa atunci și din cei, într-adevăr, unii dintre ei, dar prea puțini, dintre cei care aparținuseră grupului, dacă despre grup doriți să mă întrebați. Sigur. Prea puțini. Eu am fost, s-aș zice, din punctul acesta de vedere, abordat de la început. Am scris despre asta, că la un moment dat am simțit că trebuie să mă retrag pentru că nu aveam nicio atribuție care m-ar fi putut determina să rămân. Și abia pe 30 decembrie, cu o zi înainte de anul nou 90, atunci mi s-a spus că voi fi consilierul pe probleme speciale al domnului Iliescu. Bine, probabil pleca și de la faptul că avea de plină încredere și că îi cunoșteam pe cei care, între altele, îl cunoșteam personal, aș fi preferat să nu-l fi cunoscut vreodată, pe
general militarul care între timp ajunsese ministrul apărării. De ce ați fi preferat să nu-l fi cunoscut niciodată? Am făcut niște greșeli iarăși de neiertat, unele dintre ele care iarăși ar fi putut fi evitate, cum a fost, de exemplu, faptul că a adus, de cum a ajuns ministru, în câteva zile am pânzit din nou ministerul cu cei care fusese răscoși afară pentru diferite culpe. Dar generalii aceștia au fost aduși înapoi și faptul că atunci s-au putut întâmpla în atât de puține zile greșeli, atât de grave. Vă dați seama, eram pe 5 ianuarie și deja aveam revolta întregului stat major al armatei datorită acestor greșeli. Și există documente, vorbește și Lavinia Petea despre aceste documente pe care ea le-a parcurs. Știa despre ce vorbim și știa de faptul că eu am condus pe 5 ianuarie 6 către pe 5 ianuarie seara către dimineața de vreme a zilei de 6 ianuarie am condus ședința acestor revoltați. Da. Mi-aduc aminte momentul. Domnule Măgureanu, din nefericire timpul pe care mi l-ați alocat, ni l-am alocat reciproc, s-a scurs. Așa că vă propun ca restul discuției să le lăsăm pentru momente viitoare, să vorbim și despre textul dumneavoastră din 83 pe care l-ați înmânat lui Ion Iliescu și mai apoi să vorbim despre momentul Revoluției, despre tot ce s-a întâmplat, despre cum a luat naștere SRI-ul. Acum că ne-am obișnuit un pic unul cu exact, altul, cu stilul fiecăruia, cu am mai... Cred că va decurge mult mai simplu. Am impresia că am un stil. Pur și simplu vreau să curgă discuția cât, să spunem cât mai multor lucruri pe nume. Mi se pare că se întâmplă asta și de-abia aștept viitoarea întâlnire cu dumneavoastră. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit. Pe data viitoare.